Bună seara, bine ați venit la conferința de presă a Universității Craiova după meciul cu Șef și UEșca, alături de mine antrenorul echipei noastre, domnul Laurenț Reinica. Mister, vă rog, câteva cuvinte. Un rezultat negativ, un joc destul de slab, mai ales în repriza a doua. După accidentarea lui Marius Constantin, nu ne-am mai găsit ritmul. Am pierdut total mijlocul terenului. Prima repriză avem ocazie foarte mare la 1-1 Elvir. Avem golul marcat de Ivan, care a fost anulat. Probabil dacă intram cu avantajul de un gol sau două goluri la pauză, alta era istoria. Dar în mare este o victorie meritată a celor de la Sepsi și jocul nostru nu a fost cel pe care îl așteptam de la băieți în seara asta. Vreau explicație pentru căderea de după pauză. Imediat după pauză ați arătat la fel ca în prima repriză. Cum spuneați, ați avut ocazii destule și v-ați evitat în prima parte la Universitate. Nu pot să-mi explic acest lucru. Probabil datorită faptului că a ieșit Marius Constantin, a trebuit să-l trecem pe screci în apărare. Am pierdut mijlocul terenului și de acolo au fost și ocaziile celor de la Sepsi. Cristos l-a spus, l-a citat la pauză, l-a spus de acum, la, după meci, vă reproșați această schimbare? Faptul că l-ați introdus în teren? Nu reproșez. Am avut o discuție cu Dan. Mi-a spus că este apt, că poate să ajute echipa, dar din păcate în continuare are dureri la piciorul unde a avut probleme. Ok? Mulțumesc.